am văzut că este cineva care vrea să vorbească, dar aș vrea puțin să citesc ceva referitor la o afirmație a Părintelui din acest cuvânt, că unii s-au convertit doar uitându-se la Părintele. Este o mărturie din carte a Mariei Mira, care este aici prezentă. Spune așa: m-am spovedit 18 ani la Părintele Sofian și nu mi-amintesc să fi auzit vreodată un neadevăr din gura cuvioșiei sale. Într-un an a venit la București un grup de prieteni români stabiliți la Londra. Cu ei era și un japonez necreștin. Am mers cu toții la Părintele Sofian. Timp de o jumătate de oră, japonezul a stat și s-a uitat cum vorbeam noi cu Părintele. Nu înțelegea nimic și, din neatenție, nu a stat nimeni să-i traducă. Însă cred că a simțit ceva din puterea Duhului Sfânt în persoana Părintelui, în felul său de a fi, în lumina de pe chipul său, în cuvintele și dincolo de cuvintele Sfinției sale. La plecare, spre mirarea tuturor, japonezul a spus dintr-o dată că vrea să fie botezat în credința ortodoxă de Părintele Sofian. Din păcate, Părintele trebuia să plece a doua zi din țară și nu a putut să facă acel botez. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu acel japonez, însă m-a impresionat felul cum Duhul Părintelui a reușit să miște inima unui păgân care nu înțelegea nimic din ce se vorbea. Cine